Hello, oh, bună ziua, bună ziua. bună, Romulus și Virgil, Oh. mai nou, am Da, descoperit. mă bucur că uite cineva știe și de Virgil, asta Da, da, foarte da, da, da. tare. Păi am avut destul timp să cercetez. Mie așa îmi place să răsfoiesc. Foarte tare, foarte tare. No. Bună, Liliana, mă bucur că suntem împreună. Mă bucur și eu că mi-ai acceptat. Să scoți la tablă astăzi, să zic așa, nu? Da. Eu sunt cel care voi pune întrebări și tu îmi vei răspunde. Cu siguranță vom face Mare o drag. întâlnire plăcută, ambiantă. No. Mai așteptăm să mai intre din colegii noștri, din cei care ne urmăresc sau. Am văzut că deja suntem destui pe Facebook, suntem 18 și vreo 20 Bun. de persoane sunt în impact. Așa că eu zic că putem să dăm drumul și Ok. le mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi pe Facebook. Da, mulțumim și celor prezenți și celor care stau în umbră și ne privesc și celor care ne vor reasculta, pentru că fiind online, este public și va rămâne înregistrat. Nu. Exact. Dacă ar fi să ne rezumăm la titlul campaniei, de la amator la profesionist, aș avea o întrebare de introducere. Unde te regăsești în momentul de față? Mai sincer să fiu, îmi pare bine să fiu aici alături de toată echipa pe care noi știm că o iubim cu toți, da? Adică în Team Beer Club România și ceea ce facem noi. Vreau să spun că mă regăsesc foarte mult în partea de educație, de coach, sau mai bine spus, în partea aceea în care putem să facem niște lucruri minunate pentru ceilalți din jurul nostru. Și eu, sincer să fiu, n-am fost niciodată ajutat, ca să spun așa, pentru că în momentul în care am început acest drum, exact ca și în ceea ce fac eu de zi cu zi, adică partea de digială, știi, acolo trebuie să începi să înveți fiecare etapă cu etapă. Așa am început și aici acum 3 ani de zile. Am cunoscut anumite proiecte de network marketing și în același timp mi-a plăcut foarte mult să merg mai departe și să ajung în era asta de a da mai departe informațiile, pentru că de fapt despre asta vorbim aici, în partea asta de network marketing și tot ce înseamnă Team Build Club România. Ok, asta să presupunem că este o provocare, ceea ce s-a întâmplat Chiar, acum chiar este o 3 ani. provocare pentru mine, pentru E o motivație în același timp, nu? că, da, știi, în momentul ăla care rămâi într-o balanță și te trezești că balanța ta nu mai e chiar așa cum o știai, acum 2 ani jumate, 3, când am venit și ce s-a întâmplat pe tot mapamondul cu partea de COVID și de ce a fost acolo, vreau să zic că m-a pus într-o postură, pentru că fiind pe evenimente ca DJ, îți dai seama, nu au mai fost evenimente. Și atunci a fost un fel de restart, ca să zic așa, și spun, hai să fac altceva. Și am găsit lucrul ăsta. Și Nu. m-am bucurat. Același lucru fac cu majoritatea oamenilor care deja fac business-ul online, pentru că au căutat o cale de ieșire. Și acum vin cu o menționare. Cum menții echilibru în viața ta de zi cu zi și cea de antreprenoriat? Pentru că oricum necesită activitate. Antreprenoriatul nu Exact. este ușor, să zicem. Da, eu vreau să spun o chestie. Toți ne spălăm pe dinți, nu? Da. Garantat, da? Deci toți ne ducem la muncă, toți ne încălțăm, toți ne îmbrăcăm, da? E, așa și în network marketing. Dacă ți aloci o perioadă, ba din contră, că aici gândește-te că nu ai, știi cum se spune, nu ai un șef, da? Deci tu ești șeful tău propriu. Dacă tu nu știi să te gestionezi, să fii în ceea ce îți place, exact cum e și în muzică, da? Dacă, de exemplu, în muzică nu ești perseverent cu ce apare nou, rămâi în urmă. Așa e și în network Corect. marketing. Dacă nu ești perseverent în ceea ce tu consideri că te va ajuta să reușești să schimbi, iar echilibru e foarte frumos, pentru că în momentul în care începi
echilibrezi, încep să echilibrezi lucrurile pentru că trebuie să știi să te echilibrezi și cu familia, și cu colegii, și cu cunoștințele noi, și cu tot ce înseamnă. E, lucrurile astea le-am învățat în timp de la România. Pot să zic că chiar m-a ajutat foarte mult. În ultima perioadă, cel puțin de 6 luni, 7 luni, am învățat cum pot să-mi ordonez într-un fel, mai ales cu calendarul pe care noi îl avem, e minunat, da? Poți să-ți ordonezi toate lucrurile astea și să ne ajutăm. De ce? De lumea digitală, pentru că, până la urmă, oamenii, tot ce înseamnă nou și digital și tot ce înseamnă tehnologie, da? E pentru ajutorul nostru, bine, nu să ne conducă, ci doar să ne ajute. Și asta pot să zic că da, e foarte minunat. Iar echilibru, da, e foarte frumos atunci când știi să-ți aloci anumite ore, da? Nu e neapărat să-ți aloci orele seara, mamă, eu vreau mai seara, nu. Să spui și dimineața și după amiaza, când vrei tu, pentru că aici exact cum am spus, nu există un șef care să spună tu trebuie să fii de la ora aia la ora aia. Însă dacă vrei într-adevăr să perseverezi, să ajungi de la un amator la un profesionist, trebuie să într-adevăr să pui mai mult suflet, eu zic și entuziasm și tot ce înseamnă ca să poți să treci de etapele și provocările pe care le ai de zi cu zi. Da. Da. Mai că Mica. te-am lăsat așa, Nu, am ascultat și nu, am ascultat. Merită să investești în dezvoltare personală și profesională. Și aici mă refer la financiar. Se merită sau nu? da, se merită. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Când spun că se merită, se merită din cauză pentru că, în general, e un venit pasiv, da? Pe care tu îl deții, da? În momentul în care începi să exceleze etapă cu etapă. Nu o să devină un. Deci, vă înșelați dacă veniți într-un network marketing și spuneți că gata, eu mă îmbogățesc peste noapte. Nu există. Nici în ziua de zi. Deci, nici muncind zi de zi la un patron, 8 ore, o să vezi că câștigurile tale sau mărirea de salariu aia pe care o aștepți nu se va întâmpla într-o lună, ci posibil în 2-3 ani. Da? Așa e și aici. Însă aici e mai scurt timpul, asta mi-a plăcut cel mai mult, când mi s-a spus prima oară, mi-aduc aminte acum 3 ani de zile, mi-a zis, unde te-ai vedea tu în 6 luni? Mă vedeam pe iahturi, pe, nu știu, unde mă vedeam eu atunci cu mentalitatea aia, da? Mamă, intru acum să vezi ce câștig, ce fac. E, nu s-a întâmplat chiar așa, trebuie doar să ai perseverență. Și am înțeles de la mai mari mentori că, în general, între 1 și 5 ani, așa că am 3, mai am 2, abia aștept să ajung acolo să. Și bă, că excelarea, da, se întâmplă. De ce nu? Și aici am avut o grămadă de oameni de mentorare care chiar m-au ajutat. Printre care e și Liliana aici, care e un fel de mentor al interviurilor. Și îți mulțumesc, Liliana. Mulțumesc. Ce putea le celor care ne urmăresc, ne privesc, ne ascultă vis-a-vis de această platformă educațională, că de fapt este o platformă educațională socială. Și cred că se numește chiar la tine ca și persoană. Ok. Bineînțeles, noi care cunoaștem ceea ce este în interior, pot să spun că poți să schimbi personalitatea dacă vii și descoperi ceea ce ți se oferă. Nu E. privim mai departe de parte profesională, să zici că îți cere cineva un ban ca să te dezvolți sau să cumperi o licență, deși este pe viață, da? Eu cred că majoritatea preferă să-și facă o asigurare pe viață, nu? Decât să plătești lunar, să mergi la cursuri, să cumperi cărți sau dacă e vorba despre dezvoltare profesională. Și aici mă opresc. Da. Revin cu întrebarea. Ce pot să le sugerez? Așa, în câteva cuvinte, ca să înțeleagă lumea despre. În mare parte pot să vă sugerez niște concluzii, să spun, trase de mine și doar personal trase. În primul rând, știți, se spune că în momentul în care vrei să faci ceva, trebuie să înveți, să înveți, să înveți, să înveți. Am învățat foarte mult. Am venit cu o chestie în Timbil Club de Tarzan, da? Știți, Tarzan, care vine și spune că el le știe pe toate. Și, de fapt, m-am trezit la un moment dat că eram tocmai la coadă și am zis, stai așa un pic, că nu chiar așa, și am devenit din Tarzan Cita, ca să spun așa, hai să învățăm. Și pot să zic că învăț zi de zi cu alături de toți colegii care sunt în Timbil Club. În același timp, vreau să vă spun că, pe lângă învățat, e ajutorul care îl primești din partea tuturor. Vino, nu știu, să vezi. Încearcă lucrul ăsta să vezi dacă e așa. Eu cel puțin am primit foarte mult ajutor, atât în partea unde poate nu eram eu foarte pregătit, da?
Și atât că am putut să dau ajutor la acele persoane care aveau nevoie de ajutor în partea în care ei nu erau pregătiți. Și de aici pot să spun că a început o întreagă istorie. Însă am ceva, o să vă arăt imediat, o să vă fac un share. Am pregătit și eu ceva, da? Și am să vă Mereu ne surprinzi cu noutăți. arăt. Da. Pot să vă Una zic că dintre este... calitățile tale. Exact. Pot să zic că este o platformă educațională de blockchain și criptomonezi în același timp. Da? Deci gândește că tu nu vezi doar de network marketing sau MLM, da? Sau chestii de genul ăsta, ci în același timp este o platformă care te poate educa și pe partea aceasta. Știu că poate tu acum ai o provocare cu acest lucru și treci prin impas. Se poate descărca, deci asta e foarte tare, da? Mie îmi place să aduc la cunoștință, se poate descărca Timbil Club România după Google Play, da? După iOS-ul lui cei de la Apple, îl descărcați, este gratuit, vă faceți cont gratuit, dacă sunteți aici și nu știu, ați văzut această filmare și veți să aflați mai multe detalii, cu mare drag, lăsați-ne un mesaj și o să primiți cu drag deschidere din partea noastră să vedeți despre ce este vorba. Eu pot să vă zic că avem tot, cam tot ce ne trebuie ca să poți, chiar dacă tu ești la zero, chiar dacă tu n-ai deschis niciodată, nu știu, vreodată în viața ta camera pe un Zoom sau undeva, sau mai vorbit niciodată în public, poți să ajungi și să vorbești ca noi, ca Liliana, ca mine, ca mulți colegi, da? Și în același timp, gândește-te că poți să înveți și despre cripto, pentru că tot este în, da, la mod acum, da? Bun, în același timp vreau să spun că dacă îți dorești, de ce îți doresc atât de mulți antreprenori să fie acceptați în programul Team Build Club? Pentru că lucrăm cu ei în sesiuni private și foarte, adică foarte metodic, adică vă arătăm exact ce trebuie să știți. Zilnic de luni până vineri avem sesiuni speciale în funcție de pachetul achiziționat, da? Deci dacă tu ai o licență anume de acea lucruri vei beneficia, ajutăm lider, manager, marketer, distribuitor, nu contează ce ești. Chiar dacă tu lucrezi în vânzări, poți să înveți ceva de aici, din orice network marketing, da, ce se integrează în strategii de comunicare, promovare organică, exchange și social media. Învață cum să te organizezi și să stabilești obiectivele pe care să le atingi pas cu pas, ceea ce am învățat și eu, da? În același timp, vreau să spun de ce își doresc atât de mulți antreprenori să fie, încă o chestie foarte tare, da? Construiește o comunitate ca să aibă același obiectiv și ca și tine și dezvoltă mentalitate de învingător, da? Vei învăța cum să implementezi programul eficient, duplicabil cu echipa ta folosind serviciu special gratuit. Da, e serviciu special gratuit. Credeți-mă, eu când am ajuns aici, a rămas foarte surprins că unele programe pe care le-am găsit aici sunt gratuite, iar în alte companii nu dau nume, nu fac concurență, Doamne ferește, fiecare își pune un preț pe ce vrea. Erau foarte mulți bani, însă aici le-am găsit gratis. Da? Învățăm cum să-ți multiplici vizibilitatea folosind canale de comunicare diverse, ceea ce facem noi acum. Da? Timbil Club are mai multe canale, în viitor apropiat o să aveți și Instagram, în viitor apropiat o să fie și TikTok-ul, da? O să vedeți că sunt mult mai multe și o să vedeți implementarea acelor reuniuni pe care o să le facem și o să le vedeți online ca și lucru de pentru voi, pentru social media. Poză, profil social media, branding personal, pentru Facebook, Instagram, exact cum am spus. Deci vreau să spun o chestie, dacă tu până acum ești în umbră, dar tu ai ceva foarte bun și știi că e al tău, poți să-ți faci acest lucru. Așa că nu vreau să te rețin foarte mult, mai sunt multe, deja am scris câteva, da? Dar în același timp sunt lucruri pe care poți să le deplini și tu. Exact cum m-a întrebat pe mine Lilia acum despre chestia asta, nu am pregătit nimic, doar a picat bine întrebarea și știam că am ceva și zic, haide să arăt la oameni despre ce este vorba. Lili, eu cam asta am vrut să-ți răspund la această întrebare. Dacă mai ai vreo întrebare, cu mare drag. Dată cu detalii, cu luni de amănunte, ca să înțeleagă toată lumea. Cred că este momentul să ne oprim, nu? Sau Cum dacă mai dorești, văd că nu? sunt 15 persoane, 16 chiar acum, sunt pe Facebook. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să fac acest interviu alături de tine, Liliana. M-ai surprins cu chestia cu Virgil. Mă așteptam acum Romulus să mă strici, dar a rămas foarte surprins.
Nu știu de unde, cum ai făcut, ai aflat, dar e foarte tare. Asta, Da. Asta ține de creativitate, da? Da, exact. Eu pot să zic că e foarte, foarte frumos în momentul în care te prinde cineva și așa și te vei obscur cu întrebări și cu lucruri de gen. Eu zic doar atât, Liliana, că îți mulțumesc frumos că am avut ocazia să vorbim împreună aici alături de Biblioteca România și, bineînțeles, de mii de oameni care o să vadă acest clip, poate peste 2, peste 3, 5 luni. Vreau doar atât să vă spun, în momentul în care puteți face ceva cu viitorul vostru, faceți, nu lăsați să treacă timp. Trece așa de repede timpul încât îți imaginezi. În momentul în care o să te trezești că timpul a trecut, atunci o să zici, bă, dar de ce a trecut așa repede și n-am apucat să fac? Că n-ai avut acel moment. Da, exact. No? Dar n-ai avut acel moment să... Așa este. De multe ori să realizăm poate prea târziu unele chestii în viață, dar niciodată nu e târziu să ne reinventăm, nu? Să ne renaștem, pentru că noi suntem singuri care ne renaștem în momentul în care am pășit pe acest pământ. Exact. Suntem de viață, dar noi tot timpul ne putem renaște. Consider că sunt în asentimentul tuturor. Exact. Eu ce să vă zic, eu mulțumesc Lili pentru invitație și pentru acest interviu frumos și vă mulțumesc Timbil Club pentru oportunitatea de a avea cele două diplome, una de coach și una de om de interveniere, dacă o să spun, de prezentări și chestii de genul ăsta, pentru că e foarte, foarte important să în timp să legem lucrurile în așa manieră încât să le sedim și în viitor să apară și alte persoane. Așa că și tu poți să fii mentor în echipa noastră. Deci, eu cel puțin sunt foarte fericit în locul în care sunt. E fericirea mea, aș vrea să vă transmit la toți acum prin intermediul acestei camere. Dacă aveți cum să o luați, încărcați-vă cu ea. De ce nu să începeți de mâine să faceți ceva cu viața voastră? Pentru că e foarte important. Eu îți mulțumesc, Lili. Eu mulțumesc, domnul, și data viitoare o să fim mai, mult mai avansați la noutăți. Da. Bun. Mulțumim, numai bine. Ciao, ciao. La revedere. O zi bună tuturor. Mulțumim pentru...